Capitolul 5. Estera merge la împărat. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea din lăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis: Ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Estera a răspuns: dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman la o spățul pe care i am pregătit. Și împăratul a zis: Duceți-vă îndată și aduceți pe Haman cum dorește Estera. Împăratul s-a dus cu Haman la o spățul pe care îl pregătise Estera. Și pe când beau vin, împăratul a zis Esterei: Care este cererea ta? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Estera a răspuns: Iată ce cer și ce doresc. Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care li l voi pregăti și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Planul lui Haman Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă sa Zereș. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai pe sus de căpeteniile și slujitorii împăratului. Și a adăugat, Eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine la ea cu împăratul." Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. Nevastă sa Zereș și toți prietenii lui i-au zis, Să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la spăț cu împăratul. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească spânzurătoarea.